azi dimineață când m-am trezit, m-am gândit fix la momentul când eu o să fiu pe scenă în fața celor patru jurați și în fața tuturor oameni și cum o să încep să cânt și să fie un moment de neuitat. Da, mi se dă emoții, mă duc acolo și rup și randu. Da, vreau să fac o surpriză plăcută. Nu, nu. Mă duc acolo frumos, vorbesc așa puțin cu fiecare, după aceea patru de da. Sentimentul de frică nu prea există. Noi ne creăm singuri frica și eu nu vreau să am așa ceva, vreau să am numai curaj. Ce bine că a venit să te susțină. Da, ce mai nu vreau să fii rău, dar când ieși o să fii plânsă. Nu o să fiu plânsă. E, nu. No. De bucurie. Nu știu ce să zic. Nici măcar nu am pus problema că nu o să trec. Adică vreau să fac în așa fel încât momentul meu să fie memorabil. Bună seara. Bună seara, domnișoară. Bună seara. Bine v-am găsit. Cum vă numiți? Mă numesc Boștina Andra Mihaela. Am 18 ani, în septembrie voi împlini vârsta. Pe cât septembrie? 4, în aceea zi cu Beyoncé. Wow! Yeah! Yeah! Hey! Yeah. Îți place Jay-Z? Da. Deci okay. Cui nu i-ar plăcea? Mie. Îți place Jay-Z? Îți place Jay-Z? Are ceva special acum. Are... Strâmbăcel așa, are... Buzele alea, are... își face șapcă cu ele. Sufletul contează. Dar el pe ce dată e născut Jay-Z? Nu știu. Păi cum să nu știi? Nu știu. Nu știi? Tot în septembrie? Evident. Data de 4 septembrie. Exact. Tu nu știai că e născut în aceeași dată cu Beyoncé? Nu. Important este că Beyoncé e fecioară. Ca și mine. Știam. All the single ladies, all the single ladies. Cu piesa potrivită. Oh, 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 oh. Ceea ce nu știi tu și vreau să afli acum în premieră națională, că suntem la televiziune, sunteți, nu? Sunteți și dumneavoastră aceea zodie? Nu, mai mult. Și cu ce ton a spus? Toți patru de la masa jurului suntem născuți pe 4 septembrie. Hei! Anul diferă. Vreau să te întreb, domnișoară, dacă ai venit cu cineva? Am venit cu mama, cu o prietenă din copilărie și cu doamna profesoară de canto. Ai și profesoară de canto? Da. De câți ani? Eu când, de când eram mică, dar m-am apucat de canto cu lecții de acum 6 luni. Și cum merge? Genial. Băi, un cuvânt mare, mă. Înseamnă că momentul ăsta va fi la apogeu. Cel mai bun. Îți doresc succes. Mulțumesc.